Cimitirul Uman Lumina are, din păcate, un termen de finalizare destul de îndepărtat și anume iunie 2019. A fost o greșeală a tuturor, începând cu proiectantul, cu noi, cu, în sfârșit, verificatorul proiectului, acest termen lung, care permite executantului să facă pauză. Noi am sezat aceste pauze, am avut două, să zic, încercări, tentative, două puneri în vedere a firmei, două notificări pentru rezilierea contractului. De fiecare dată firma a venit și și-a cerut scuze și ne-a anunțat că va relua lucrul cum s-a întâmplat și acum. Sperăm că dacă acum s-a reluat lucrul să nu se mai lucrească și să continue lucrarea, pentru că cu martorul aici de față i-am anunțat că nu o să acceptăm nici o zi de prelungire a termenului, care și așa e foarte lung, și după ce este în termenul de finalizare a lucrării, vor fi aplicate penalități și majorări de întârziere. Este o lucrare amplă, este o lucrare frumoasă, clădirile sunt foarte bine proiectate, sunt, ar putea spune, chiar monumentale și la final vom avea un cimitir, din păcate, destinația obiectivului nu este foarte fericită, dar vom avea un cimitir onorabil și, cum să zic, cu care să ne prezentăm în fața oricui, față de alte cimitire din alte localități și chiar față de cimitirul din statul Bucurna, care a fericat pe urmează de fie în Europa.